Salut, în clipul ăsta voi face un update pe Bitcoin, ne uităm pe câteva site-uri, avem scenarii, dar și zone de buy și sell ca de obicei. Situația pe daily este bearish, vom intra pe câteva timeframe-uri mai mici și vom vedea la ce ne putem aștepta pe viitor. Până atunci, haideți să intrăm pe câteva site-uri, acesta este Twitter-ul meu, dacă nu mă urmăriți o puteți face pentru că postez analize tehnice. Și haideți să începem cu CryptoQuant, unde vedem un spike în inflow pe Binance, destul de mare, este vorba despre aproape 130.000 de Bitcoin depozitați pe acest exchange. De obicei, când vedem așa ceva, este un semnal bearish, ne așteptăm ca în următoarele zile prețul să scadă, poate chiar un dump sau o scădere mai masivă. Dar ce trebuie să știți că după un inflow putem vedea și o urcare, da? Adică un exit liquidity al balenelor, pentru că ei încearcă de obicei să vândă cât mai sus posibil, așa că dacă vedeți în următoarele zile o urcare, nu-i neapărat să aveți încredere în ea, da? Sau să vă apuce FOMO, să intrați long sau să cumpărați în acea urcare, pentru că este destul de periculos. Deci asta este părerea mea. Am fost interesat să văd dacă acest spike sau acest inflow provine de la balenele mai micuțe de pe Binance sau este mâna market makerilor. Și dacă ne uităm pe indicatorul acesta, se numește Spend Out Value Bands, o să vedem că entitățile care dețin între 1.000 și 10.000 de Bitcoin au provocat acest inflow. Da, deci poate să fie legit și este un semnal destul de bearish. Ok, hai să trecem la următoarele indicatoare. Aici avem whale ratio, adică activitatea balenelor în general, pe toate exchange-urile. Și nu l-am mai văzut atât sau să arate în felul acesta de foarte mult timp. Da, de obicei vedem un spike în jos, după care se retrage. Dar aici sunt mai multe spike-uri. Ce înseamnă treaba asta? Sau care este interpretarea? Păi, te aștepți la un dump direct sau la un pump and dump, da? La fel, dacă vedeți o urcare, nu e neapărat să aveți încredere în ea, da? Bun, ideea e că se pregătește o mișcare destul de mare, după cum vedeți, ăsta este un alt indicator și de obicei când vedem spike de genul, prețul poate să cadă, da? Să vedem volatilitate foarte mare. Haideți să ne uităm puțin și în trecut. La fel, aici am avut spike-ul, prețul a început să cadă destul de agresiv. Ce putem să mai vedem pe acest chart pe care eu l-am făcut? Haideți să vă explic primele două indicatoare, acesta cu roșu și cu verde, sunt inflow, primul, și outflow, al doilea, cel cu verde, de pe spot. Da? După cum vedeți aici, activitatea este puțin redusă, dar activitatea crește pe futures. Da? Următoarele două sunt sau provin de pe futures. Și aici am avut acel inflow, dar am avut și outflow. Deci asta înseamnă că totuși sunt balene care vor să își ia profitul la acest nivel, ok? Deci e destul de periculos pentru începători, aveți mare grijă unde vă puneți un stop loss și cum tranzacționați în următoarea perioadă, pentru că, după cum vedeți, activitatea e destul de mare și poate urma volatilitate foarte mare, repet treaba asta. Trecem la următorul indicator, se numește Supply and Profit. Aici avem bottom-ul bear market-ului din 2015, deci după cum vedeți a ajuns undeva la 35%. Ce înseamnă treaba asta? Păi înseamnă că 35% dintre hodler sau dintre investitori erau pe profit încă în acest bottom. Ok, după care prețul a început să urce, normal că și indicatorul a urcat odată cu el, după care am avut bottom-ul bear market-ului din 2018. Indicatorul a ajuns la 40%, ok? După care a urcat din nou prețul și în acest moment indicatorul este undeva la 45%, după cum vedeți. Da? Aceasta din stânga este valoarea. Asta înseamnă că încă 45% dintre hodler sunt în profit. Ceea ce ne poate da de înțeles că ăsta n-a fost bottom-ul și că prețul poate să mai scadă. Da? Dacă aici am avut 40%, iar în 2015 am avut undeva la 39%, vă dați seama că prețul poate să mai scadă. Acum depinde și de mineri ce vor face, pentru că am văzut tot aici pe CryptoQuant că mulți vor capitula. Da? Deja au capitulat câțiva, minerii mai micuți, dar sunt și minerii mai mari, da? Care vor capitula și la rândul lor. Atunci vom vedea acea scădere mai masivă. Okay? Ideea e să nu vindeți pe minus, încercați să nu vă speriați, pentru că părerea mea în continuare este că cripto este
sau cel puțin Bitcoin, este să stea aici. Și întotdeauna s-a întâmplat la fel, da? Eu am fost și în acest bottom sau și în acest bear market, am fost și în 2015 și la fel se vorbea. Deci nu vreți să știți cum erau sau la ce se gândeau unii oameni în 2015. Atunci când piața era mult mai nouă, ei n-aveau experiență absolut deloc și toată lumea pierdea bani. Toată lumea credea sau era sigură că prețul se va duce la zero, ceea ce nu s-a întâmplat, am avut acest bull market. Aici la fel, în 2018 și acum la fel. Încă oamenii speră ca prețul să scadă mai jos, după cum vedeți, deja începe frica în piață, dar vă dați seama că dacă o să scadă sub 15.000, mulți care au rămas agățați vor vinde pe minus pentru că vor avea nevoie de bani și vor fi speriați, vor să mai recupereze ceva din ce au pierdut până acum sau din investițiile pe care le-au făcut până acum și vor vinde pe minus. Dar vă dați seama că sunt balene care au cumpărat la valori mult mai mici și acele balene pot vinde chiar și la 12.000, că ei tot pe profit vând. Ok? Bun, haideți să trecem la următorul indicator. Ce vreau să vă spun eu pe acest Estimated Leverage Ratio? Ne uităm la Bybit. Așa arăta leverage-ul și pe FTX înainte să cadă. Deci acum nu vreau să bag frica în voi sau ceva de genul, dar Bybit și încă un exchange, OKX, leverage-ul este foarte ridicat pe acest exchange-uri. Da? Pe Binance nu este la fel și pe niciun alt exchange. Deci aveți mare grijă și la ele pentru că da, se poate întâmpla orice. Ideea e că dacă sunteți investitor, nu vă țineți monedele pe exchange, cumpărați-vă un cold wallet și atunci veți deține voi acele monede și nu exchange-ul. Suntem pe Coinalyze, prețul cade puțin, dar suntem pe 15 minute, au lichidat ceva longuri. Dacă lichidează longuri, prețul poate să sară înapoi, adică să urce pe time frame micuț. Open interest-ul este și el în scădere. Deci atunci când urcă open interest-ul, la un moment dat o să scadă. El ca să scadă, trebuie să scadă și prețul, da? Pentru că vor lichida din poziții. Dacă open interest-ul urcă, înseamnă că se deschide o grămadă de poziții și nu se pot deschide acele poziții la nesfârșit. La un moment dat vor fi și poziții care sau trader care vor închide acele poziții pentru că sunt obligați să le închidă sau sunt pur și simplu lichidați. Aici au lichidat multe shorturi, suntem pe Binance, după care prețul a scăzut puțin, a urcat, iar acum să vedem ce se va întâmpla cu aceste lichidări pe long, da? Pentru că după o scădere putem să vedem și o altă urcare. Funding rate-ul, după cum vedeți, este în scădere, ok? Deci aici a fost puțin, la o valoare mai mare pe partea pozitivă, iar acum aproape că ajunge pe negativ. Dacă o să stea mai mult pe negativ, o să vedem urcare să lichideze shorturi, ok? Dar va trebui să intrăm puțin pe chart, pentru că sunt câteva zone sau câteva zone unde dacă nu reușește să treacă de ele, prețul o să cadă oricum și vom intra într-un scenariu bearish. Vorbim imediat despre treaba asta. Dacă ne uităm și pe CVD, avem un bearish divergence, da, pentru că prețul, are să vă arăt, prețul nu reușește să facă un higher high, dar CVD-ul pe Binance a reușit să facă treaba asta, da? Asta înseamnă că sunt ordine în așteptare pe sell, da? Sau cei care shortează piața sunt mai puternici decât cei care au intrat long. Hai să ne uităm pe Trading Light. Aici avem o grămadă de sell wall-uri pe Binance și părerea mea e că prețul nu prea are cum să urce peste 20.000, nici măcar peste 19.000 în următoarea perioadă, da? Aici am avut un sell wall undeva la 17.000, n-a reușit să treacă de el. După cum vedeți, prețul a început să scadă, ne așteptam la treaba asta. Eu am un short deschis undeva la 16.818, am un short deschis și la 21.400. Deci cam asta este pe Binance, haideți să vedem și sell wall-ul acesta, 660 de bucăți la 17.900. Nu este el atât de puternic, dar vedeți ce este aici. Este vorba despre 1000 de Bitcoin, sell wall la 18.890. 1100, încă 1000, 900 de bucăți, 1100, deci treaba asta n-am mai văzut de mult. În cel mai bun caz, da, pentru că suntem pe Binance Futures, ei pot da prețul în sus, dar pentru asta ei trebuie să cumpere pe spot, da, pentru că dacă ei cumpără balenele, cumpără pe spot, prețul urcă, dacă pe spot urcă prețul, automat să urce și pe Futures. Și din zona asta ei vor să intre short, ok, deci sunt ordine în așteptare,
de short. Și aveți mare grijă la următorul pump sau la următoare urcare, dacă va exista vreuna. Care să vedem în partea de jos. În partea de jos avem 800 de bucăți, nu este un buy wall foarte important, el poate fi cancelat, vă dați seama, la 15.500. Dar dacă el rămâne aici, putem să vedem o respingere. Pentru că na, ei în general limitează aceste zone și încearcă să controleze prețul. Dar treaba asta de sus, vă dați seama că este destul de îngrijorătoare. Și avem range-ul între 18.800 și 20.000. De asta spun că nu cred că o să vedem prețul peste 18-19.000 în următoarea perioadă, da? Ok, pe high block suntem pe un time frame mic. Ok, deci pentru cine vrea să facă scalping, haideți să mărim puțin. Avem lichiditate mai mult în partea de jos, deja au intrat puțin în ea, după cum vedeți aici. Avem și în partea de sus, la 17.000 avem 17.300. O cantitate mare la 16.575, prețul poate să ajungă acum aici, undeva la 16.500. Și avem și toată partea asta mai jos, deci range-ul undeva între 16.600 și 16.000, ok, pe un time frame mai micuț. Asta prețul poate să scadă, să preia lichiditatea de aici, de aici aveți respingere, prețul poate să urce, după aia să preia lichiditatea de mai sus. Pe noi ne ajută acest high block pentru că putem căuta confluențe cu un Fibonacci, cu un pivot, cu orice, sau cu alte platforme pe care le mai folosim. Confluențe, adică dacă în partea de jos vedem aceste long liquidation cu galben, înseamnă că dacă noi avem pe Fibonacci un 0.618, dau un exemplu pentru că toată lumea știe despre zona asta, exact aici la 16.575, vă dau un exemplu, înseamnă că ne putem aștepta la o respingere, pentru că ei după ce lichidează longuri, veți vedea că prețul sare, da? Pentru că după ce lichidează acele longuri, este normal ca prețul să urce, n-are cum să urce fără a lichida longuri întâi, da? Pentru că i-ar face pe toți cu bani și toți și-ar lua profitul și exchange-ul ar trebui să-i plătească. Bun, haideți să trecem acum pe chart, pe un time frame mai mare. Este mult de vorbit despre Bitcoin, dar o să încerc să mai tai din ele. Ok, pe un time frame mare avem scenariul bearish, acest pe care cine mă urmărește îl știe, l-am aici de mai mult de 6 luni. Zonele astea sunt destul importante, ok? Deci trendline-urile astea le-am pus astfel încât să vrem o respingere și sunt destul de încrezător că dacă prețul să ajungă aici, o să văd o respingere. Și caut confluențe între chartul ăsta și chartul pe care îl avem aici, o să vă arăt imediat, pentru cine face swing trading sau pentru investitori, da? Astea sunt alte zone de buy foarte, foarte importante, zone în care și eu o să cumpăr, da? O să-mi iau banii din respingere, 14.800, 14.500, 12.891, 12.300, le aveți aici cu verde, până în 6.181, da? Ok, haideți să revenim la scenariul bearish. Avem aici un WX, Y, X și Z. Între X și Z avem nevoie de un alt ABC. Scăderea asta poate să fie A-ul, B-ul, o urcare, după care C-ul să avem bottom-ul în partea de mai jos. Aici avem 13.000. Ok, avem și zona asta de aici, 10.200. Deci 10.000-ul sau între 10.000 și 11.000 este o zonă foarte importantă unde mai mult ca sigur veți vedea respingere, pentru că sunt foarte multe confluențe acolo. Chiar dacă nu o să țină 10.000-ul, respingere de unde puteți faceți un ban, se poate vedea, ok? După care avem aceste trendline-uri, v-am mai explicat care e treaba cu ele, mă aștept ca unul dintre aceste trendline-uri să dea bottom-ul pe Bitcoin, în cazul acestui scenariu bearish, și ele pot fi atinse, depinde când, da? De pot fi atinse undeva la 8.000, pot fi atinse la 7.000, da? Sau poate chiar la 6.000, nu mă aștept să scadă Bitcoin mai jos de 6.000, dar range-ul ăsta este destul de mare. Bun, eu o să-mi setez între timp ordine de buy și v-am spus, am o strategie personală și o să-mi iau banii din respingere. Dacă se întâmplă să rămân agățat, nu este nicio problemă pentru că oricum n-am rămas agățat la 69.000. Avem un alt chart pe care vi l-am prezentat acum ceva timp. Dacă nu știți despre ce este vorba, vă rog să vă uitați la acest clip de aici. L-am postat acum 2 luni de zile și vă spuneam că mă aștept ca bottom-ul să fie undeva prin decembrie-ianuarie. Și acum trebuie să ne uităm pe acest chart. La fel, cu verde avem zone în care putem să vedem bottom-ul, avem acest scenariu
același scenariu WXYXZ. După care, după ce o să vedem bottom-ul, e normal să vedem o urcare, na? Exact cum s-a întâmplat și prin 2019, această urcare înainte de shakeout. Dar va trebui să aveți mare grijă la acel shakeout să nu vă scoată, pentru că dacă v-a scos, ați pierdut tot bull market-ul, na? Adică valul ăsta 2. Dacă reușiți să cumpărați aici, puteți să vindeți în următoarea urcare, da? Adică, dau exemplu, ca și cum ar fi această urcare. Ok, puteți să vindeți treptat sau vă puneți pur și simplu în Fibonacci de aici și până aici sau pe tot bear marketul. Hai să dau un exemplu așa. Puteți să vindeți începând cu 0.382, 0.382, 0.5069, vindeți câte puțin. Pentru că înainte de halving este destul de normal să urmeze acest shakeout. Asta poate să fie la anul, prin octombrie, septembrie. Da, după care bull marketul, dacă structura se menține, cam ceva de genul se va întâmpla. Ăsta le voi modifica odată și o să am un bottom clar, adică targeturile bull marketului, iar următorul bull market se poate finaliza undeva prin august sau vara anului 2025. Dar repet treaba asta, doar dacă structura se va menține ca și până acum, ok? Acum trebuie să intrăm puțin pe CME Futures. De ce? Pentru că o să intrăm pe 4 ore și are să vedem până unde sunt gapurile. Dar pentru că ele în 80% din cazuri vor fi rezolvate. Ăsta de aici a fost acoperit, ăsta a fost acoperit și are să le vedem pe următoarele. Cam la cel ne putem aștepta. Cer scuze, sunt foarte răgușit. Aici avem un gap, dar este acoperit undeva la 11.000, deci cu ăsta nu mai e treabă. Dar avem treabă cu ăsta de mai sus, ok? Este undeva la 11.425, prețul trebuie să ajungă aici ca să-l acopere. Și are să ne uităm puțin atent dacă mai avem ceva. Aici o imbalanță, dar vorbim acum doar despre gap-uri. Și-l avem și pe ăsta de la 9.000, deci prețul poate să ajungă aici la 9.000. Și ne uităm după alt gap dacă mai există. Aici totul este ok, în afară de gap-ul ăsta mic. Este undeva la 7.000. Acesta ar fi ultimul, da? Unde prețul poate să ajungă. De asta scenariul pe care vi l-am prezentat are targeturi până în zona asta 6-7.000. Ok, din cauza la futures ne putem aștepta la așa ceva. Hai să intrăm din nou pe un time frame mare, dar de data asta pe Binance. Și vrem să identificăm puțin care sunt următoarele zone de suport, având în vedere aceste tweezer bottom-uri. Și următorul tweezer bottom este undeva la 10.700, vă spuneam că aici sunt mai multe confluențe. Dacă punem și un Fibonacci de jos până sus, veți vedea că la 0.618 este, sau are confluență cu acest tweezer bottom. 10.000 este o zonă în care și eu o să cumpăr. 0.5 este destul de ok, 14.800. Zona asta de aici, n-ar o să vă arăt alte confluențe pentru că ar dura ceva timp, dar sunt multe confluențe aici, deci se poate cumpăra dacă se dorește. Și în partea de jos, o altă confluență cu 0.786 în cazul unui crash major, dar nu-l văd să scadă, nu știu, abar am un 3.000 sau sub acest spike. Dar deci cam astea zonele importante pe care noi le avem aici. Dacă vreți să vă setați ordine de buy, puteți să o faceți. Eu nu dau sfaturi financiare, fiecare va trebui să-și facă analiza proprie. Intrăm pe timeframe-ul mai mici, stăm puțin pe daily. Pe daily e destul de important, sau două trendline-uri sunt destul de importante pe care deja le-a respins și sunt rezistențe. Bitcoin trebuie să treacă de aceste trendline-uri, da, și acesta pe line, pentru a ne aștepta să rezolve imbalanța pe care o are mai sus. Da? După cum vedeți, prețul a scăzut, a format o imbalanță aici, prețul a urcat, a rezolvat măcar jumătate de imbalanță, după care prețul a început să scadă, a format o altă imbalanță în zona asta, ok, au rezolvat imbalanța și prețul a început să scadă din nou, dar au format altă imbalanță parte de sus. Deci în cel mai bullish caz ne putem aștepta la așa ceva. Da? Iar dacă noi avem acel WXY pe care vi l-am explicat și data trecută, se poate un ABC pe această zonă și haideți să vedem de ce.
Deci un W, X-ul și Y-ul în partea de jos. Acesta va da bottom-ul, da? Între X și Y avem nevoie de ABC, A-ul, B-ul și C-ul. Deci B-ul ăsta poate să urce până în imbalanță, într-un scenariu foarte bullish. Da? Dacă punem un VPVA pe toată această consolidare, o să vedeți că avem și point of control undeva la 19.300, în zonă de rezistență foarte, foarte mare. Ok? Și avem și value area low la 18.629. Normal, pentru a ne aștepta la zonele de mai sus, Bitcoin trebuie să urce peste aceste trendline-uri, după care peste value area low, peste 18.700, ca să fie acceptat înapoi în acest range. Da? Bun. Acum vom intra pe câteva scenarii pe care deja le-am pregătit. Noi avem chart-uri și pe 5 minute, aici am avut o respingere, acum de câteva minute. Asta e pentru scalping, pentru cei de pe Telegram, cei care au ceva experiență, da? A respins zona asta, dar nu chart-ul ăsta vreau să vi-l arăt. Ok, scenariul ABC. Da, ăsta vi l-am arătat și data trecută, încă nu s-a schimbat foarte mult, pentru că de o săptămână încoace, sau mi se pare că a trecut doar o săptămână de când am făcut ultimul clip, n-am avut o volatilitate foarte mare, da? Și avem acest A, putem să numărăm 5 valuri, 1, 2, 3, 4 și 5 în partea de jos, o corecție de tip WXY pe acest scenariu, după care o cădere. Okay? Asta e, scenariul acesta este în cazul în care vom vedea acel exit liquidity, după care crash-ul pentru valul C, da? În cazul în care balenele vor să vândă în partea de sus. Doar că nu vă să se întâmple treaba asta încă, dar dacă se va întâmpla așa ceva, avem zonele de short. 17.400, 18.400, 19.200, deci 20.137. 19.200 este o zonă destul de importantă, sau acest dreptunghi este o zonă destul de importantă de short. Avem și imbalanță, asta de aici. Da? Am avut o altă imbalanță, dar au rezolvat-o cu acest spike, asta a rămas nerezolvată. Și în cel mai bullish caz, pe un time frame mic, vedem o urcare până prin zona asta, după care cădere. Da? Deci astea zonele de target pentru acest Y sau pentru acest B. Ok, nu prea contează ce face prețul, nu știu pe cine ar interesa. Dacă ești daily trader, pur și simplu trebuie să știi ce să faci dacă prețul urcă sau scade. Eu dacă urcă știu unde să-i dau short, dacă scade știu unde să-i dau long. Da? Destul de simplu. Scenariile mai mult sunt pentru investitori, pentru că ei vor să știe, băi, ce se întâmplă, mai scade Bitcoin, nu mai scade, când o să urce, dacă mai urcă, da, să știe și ei când să vândă. Dar pe time frame mic trebuie să se schimbă destul de rapid, noi trebuie să facem update, trebuie să ne updatăm și noi după aceste lumânări. Îmi dau seama că dacă stai și faci trading pe o oră, degeaba faci acum un clip de dimineață, de exemplu, și dai câteva zone, îmi dau seama că nu ai cum să te aștepți ca peste 12 ore acele zone să fie ok, pentru că se printează alte lumânări și va trebui să faci update. Este destul de simplu, mulți nu prea înțeleg treaba asta. Ei zic că, ok, păi ai făcut un clip și nu s-a prea întâmplat ce, păi există un clip. Păi da, dar poate în următoarele ore am făcut încă 7 update-uri, da? Pentru că asta face un trader. Bun, deci scenariul ăsta se invalidează destul de simplu dacă scade sub 15.800. Până atunci putem sta pe el. Imbalanța din partea de jos este aici, se vede pe un time frame de 15 minute dacă intrăm. Și în partea de sus, v-am spus, singura imbalanță importantă este la 18.900, undeva în zona asta. De unde putem încerca un short destul de ok, aș putea spune. Bun, alt scenariu bearish pe care suntem acum, da? Pentru că, haideți că nu v-am spus, când se și validează acest scenariu. Deci, acest scenariu, ca să se valideze, va trebui să ajungă în prima zonă roșie, da? Adică în 0618, la 17.470. Până nu ajunge acolo, avem scenariul ăsta degeaba. Da? Deci, doar ne așteptăm sau îl creăm ca să știm unde sunt următoarele zone de rezistență. Și scenariul pe care stăm în acest moment este acesta. Trendline-ul este destul de important pentru că în cazul unui ABCDE, o corecție de tip ABCD pe Elliott Waves, dacă unim 0 și cu B-ul, avem acest trendline. Dacă scade sub trendline și le ia rezistență, se validează scenariul. Da? Bun, se va invalida dacă o să crească peste 17.936, da? Pentru că nu are ce căuta peste A.
sau eu mai folosesc 0,9 dacă pun Fibonacci retracement din A și B. Deci dacă a trecut peste 0,9 pe Fibonacci, am invalidat scenariul și trec în ăsta de aici. Deci în principiu cam la asta ne putem aștepta, la o scădere. Bun, zonele de target pentru acest C le avem cu roșu, cu verde, scuze, dar sunt confluente și cu zonele pe care vi le-am arătat deja. Haideți să vedem pe 15 minute pentru cine interesează. Deci chartul de pe 5 minute a respins, a fost o zonă de suport aici, undeva la 16.624, iar pe 15 minute avem alte zone. Prima zonă de suport, 16.530, 16.366, le aveți aici cu verde, rezistențe importante cu roșu. Ce este cu roșu îngroșat este mai puternic, se poate intra puțin mai tare, da? Haideți să ne uităm puțin și la stock market sau pe dolar. Deci avem aici stock marketul, această rezistență o știți dacă ați urmărit ultimul click, vă spuneam că ne putem aștepta ca asta să fie respinsă. A fost respinsă, încă nu are să treacă peste ea și în cel mai bullish scenariu, ca să vorbesc ca și pe Bitcoin, mă aștept ca prețul să ajungă aici, după care să vedem o respingere destul de mare. Asta dacă nu va respinge chiar de prin această zonă, da? Dolarul, avem un WXY pe dolar, acest Y sau Y poate să ajungă maxim până aici, la 104.324. Ok, dacă punem un Fibonacci extension, o să vedeți că este sau a ajuns sau s-a retras între 1.23 și 1.68. 1.68 este zona maximă. Deci dolarul poate să aibă o creștere de aici, ok, să rezolve imbalanța asta și asta de aici, dar și asta de mai sus, sau după ce atinge următorul target din zona asta. Deci ori scad de aici, după care crește, ori crește din prima. Dar nu prea contează treaba asta, cine îl tranzacționează va intra short în rezistențe și dacă o să scadă va intra long în zona de suport, destul de simplu. Pe stock market vreau să intrăm pe un time frame mai mic. Deci avem S&P 500 undeva la 4 ore, vreau să ne uităm, și avem acest WXY. Ok, și hai să spunem un Fibonacci din 0, W și X. Veți vedea că a ajuns în primul target la 0.618, dar nu a ajuns în nivelul 1 sau 1.23. Da? Deci dacă stock marketul o să crească, să știți că de aici poate să cadă. La fel ca și pe Bitcoin, scenariul ABC. Da, unde prețul poate să ajungă la 18.000, după care să cadă, pentru că are imbalanța aia, dacă țineți minte. S&P-ul, hai să ștergem asta, ori confirmă Y-ul în zona asta și avem un alt ABC, A-ul, B-ul și C-ul, trei valuri în partea de sus, de aici începe să cadă. Avem aceste zone de suport, avem imbalanța de aici, care va fi rezolvată la un moment dat, ori mai vedem încă un leg up până prin zona asta de rezistență, după care o să cadă destul de tare sau de agresiv. Ok? Și cam asta este și pe stock market. Trecem înapoi la Bitcoin și o să intrăm pe un time frame de o oră. Ok, hai să verificăm puțin RSI-ul. După cum vedeți, pe o oră avem bearish divergence, zona asta de aici, poate chiar și pe 2 ore, dar și pe 3 ore, pentru că RSI-ul a făcut un higher high, dar prețul nu are să facă treaba asta. Deci de asta încă ne putem aștepta ca prețul să mai scadă. Avem și un M în zona asta, un neckline undeva aici la 16.478, deci asta poate fi o zonă de suport. Dacă a rupt-o, ne putem aștepta la zonele mai jos. Ok, și le putem măsura cu Fibonacci nivelul 2. Nivelul 2, ca și zonă de suport, la 15.982. Ok? Bun, hai să punem și un VPVR, intrăm pe înapoi pe o oră, să vedem unde este sau unde avem point of control, value area high, value area low, aici poate fi o altă rezistență, haideți să punem un Fibonacci dacă găsim o confluență sau nu cu acea zonă de acolo, am avea un 0.5 și value area high de 17.000, zona asta la 17.050 poate fi următoarea zonă de rezistență. Dacă prețul urcă din această zonă, dacă punem și un Fibonacci, vedeți că are confluență perfectă cu nivelul 1.23. Da? Să țineți minte, 17.050, aș putea spune, vedeți o respingere sau bună pentru un
short, dar atâta timp cât stăm bearish divergence, încă ne putem aștepta ca prețul să mai scadă. N-a făcut un bullish divergence în partea de jos, după cum vedeți pe RSI sau pe acest time frame. Putem să ne uităm puțin și pe pivots, a respins P-ul, a respins pivotul. Aici am avut rezistența R1, rezistența 1, a respins-o și pe asta, s-a oprit în pivot. Dacă prețul o să urce, probabil că o să treacă prin R1 și o să ajungă în R2. Asta poate fi o altă rezistență, dar nu m-aș baza pe ea pentru că lichiditatea este peste acest high. Cine a intrat short și-a pus stop loss undeva aici. Și atunci mă pot baza pe rezistența pe care v-am arătat-o sau pe value area high. Undeva la 17.050. Bun, deci cam asta este și pe un time frame mai mic. Hai să spunem un Fibonacci și pe această scădere. Puțin mai sus avem și zona asta. 17.289 avem 0.786-le. 0.618, dar și 0.786 puțin mai sus. Astea toate pot fi zone de rezistență. Da? Dacă ne intrăm înapoi pe daily, o să vedeți că nu a reușit să treacă peste acest tweezer top. Tweezer topul a confirmat o rezistență la 16.888, zona unde am intrat și eu short, n-a reușit să o țină, da? Să n-a reușit să ia suport, atâta din cât nu reușește să facă treaba asta, n-ai cum să te aștepți la zonele mai sus. Ok, un alt tweezer top, o altă rezistență, poate fi la 17.588. Ok, zona de suport, avem un tweezer bottom la 16.321. Nu e destul de simplu de tranzacționat aceste tweezer top-uri și tweezer bottom-uri. Ok, aici am avut un alt tweezer bottom undeva la 16.650. Are suport pe daily. După cum vedeți, acum îl respinge, da? Pentru că este zona de suport, dacă o să le ia rezistență, ne așteptăm la zona de mai jos, 16.321. Aici am avut o imbalanță, au rezolvat destul de frumos, de obicei după ce rezolvă imbalanță, prețul poate avea o respingere, ok, n-a avut o respingere foarte mare și a început să cadă acum, să vedem dacă ține suportul de pe daily. Dacă nu v-am spus, următorul suport este aici sau le avem pe cele de pe 15 minute, 16.530, 16.366 următoarele. O altă zonă de suport va fi acest trend line normal, da, care poate fi la 16.100, depinde când o să ajungă aici. Da? Deci în acest moment sau în această consolidare este destul de greu de tranzacționat pentru un începător. Dacă prețul urcă, eu nu m-aș gândi la un long, aș căuta zonă de short, da, și să-mi iau banii din acea respingere. Dacă prețul scade, nu o să intru short. Păi cam atât, aveți mare grijă la trade-uri, v-am spus că poate urma volatilitate destul de mare. Puteți intra la mine pe Telegram, o să vă arăt imediat site-uri. Eu vă arăt și trade-uri aici pe Telegram, postez video-uri educative, analize tehnice, ok. Vă arăt cum iau trade-urile, de unde mi-au respingerile, da? Și are să vedem și site-ul, se numește glcrypto.ro. Dacă vă abonați o să aveți acces instant la live chart și la tutoriale educative. În cazul în care doriți să vă registrați, vă rog să vă uitați la aceste tutoriale pentru că sunt destul de importante. Și pe live chart avem zone de buy și de sell pe mai multe monede. Pentru daily trading avem Bitcoin, Ethereum, eGold, BNB. Este și S&P 500, DXY pe time frame de oră. Bitcoin pe 5 minute pentru scalp, ați văzut cum a respins zona asta pentru scalp, după cum vedeți. Haideți să vedem cât a făcut până acum, o respingere de 0.44, da? De multe ori, cei care fac scalping își iau profitul la 0.5% sau la o respingere de 0.5%. Mai sus are o imbalanță, poate să mai urce. Ok, pentru swing trading avem cele 20 de monede pe care abonații le aleg, sunt de obicei sunt monede de top, da, după cum vedeți aici, și dau zone de buy și sell pentru investitor sau pentru cineva, pentru cine vrea să facă swing trading. Ok, hai să dăm click pe oricare, pe Polkadot de exemplu, și avem rezistențe cu roșu, zone de buy cu verde. Ok, sunt una dintre cele mai bune zone de buy. Puteți să acumulați în ele, puteți să vedeți respingere în ele, aia vă pot ajuta destul de mult. Ok, păi cam atât.
Vă doresc un weekend plăcut, v-am salutat!